Scuze. Ea vrea să spună ție ceva. Da. Așa. Și pe chiar. Nu știu ce mă lasă, cum a scoat la vas, pe câteva zile. Dar la te enervezi doar pe mine și ești conștientă, te enervezi pe oricine. Că dacă ai avea doar ceva, aș mai zice, înțelegi? N-ai să nu doar la mine, adică tu te enervezi imediat de la orice. Nu știu ce te dai. Oksana, știu, dar înțelege-mă că sunt foarte stresată. Da, tu m-am văzut în geam, că am văzut foarte și zgâriat pe față? Da, și îmi pare rău că am făcut chestia asta. Ok, ok, ți-a cer scuzele, acum mergem, nu trebuie să mergem. Să plătești pentru ceea ce mi-am făcut față. Dacă eu ți-am făcut urmă, arată-mi ți-am făcut urmă, Bodin, te rog frumos. A, deci n-ai ce să plătești. Unde? Arată-mi urmele să văd. Mă strâns de gât. Ia, da, să văd urmele. Dacă se vede sau nu ceva. Nu, arată să văd eu că e urmă. Da? Bine, foarte vizibile sunt. Da, ok. Deci ascultă-mă, te rog frumos. Te ascultă. Parcă n-ar vrea să mă enervez. Nu mă enervez, te rog frumos să spui ce vrei și te ascult. Eu cu tine personal știi bine că nu am ce să am. Sunt foarte stresată și foarte nervoasă. Pentru că știu că se apropie ziua, adică astăzi, când trebuia să aflu dacă vine sau nu Andrei. Știi bine că de atâta timp mă tot lupt, cum te-ai luptat și tu ca să aduci pe Turcu, de atâta timp mă tot lupt și eu ca să aduc pe Andrei. Și mi se pare ceva tot mai imposibil. Și mi se pare că toată lumea e în contra și din cauza asta sunt tot nervoasă și mă iau cu toată lumea. Știu, nu-i vina ta, chiar îmi pare rău, jur. Îmi pare rău. Și altă chestie, mi se pare, ea n-are nicio vină treaba asta. Eu vorbesc cu lumea acum, de unde s-a întâmplat, s-a întâmplat cu ea și după 5 minute s-au aflat la televizor ce a făcut noi, frate. Mi-e vreo să cred așa ceva. Mi se pare absurd ce se întâmplă și de ce să mai uite oameni la televizor. S-a aflat unde? S-a aflat exact ce am făcut eu cu ea după 5 minute când am ieșit din televizor. Da, dar eu telefonul nu l-am dat. De unde așa ceva? Și-a pierdut telefonul. Dar n-are treabă, i-am zis că e exclusă, n-am nicio treabă. Ei, avem oameni. De ce mai voi uitați oameni la televizor, că eu nu înțeleg. Ok, și-a cerut scuze, hai să mergem unde trebuie să mergem, să pădească pe ce a făcut.